Maț muri, iar singura martoră a morții lui era surioara lui Osa, care se asigurase că frățiorul ei iubit urma să aibă o înmormântare la fel de frumoasă ca și adulții. Maț murise în păcat că nu-și găsise sfârșitul din cauza bolii care îi răpusese familia și că astfel Osa îl va putea convinge mai ușor pe tatăl lor că nu fusese răloviți de acel blestem ciudat. După frumoasa înmormântare pe care o făcu lui Maț, Osa rămase singură, amintindu-și de spusele fratelui ei și gândindu-se la o cale de a-și găsi tatăl. O măcinau atâtea gânduri încât nu se duse la culcare, ci stătu trează aproape toată noaptea. Cu cât se gândea mai mult la fratele ei, cu atât își dădea seama mai mult cât de grea era viața fără el. În cele din urmă își lăsă capul pe masă și începu să plângă. Ce o să mă fac eu acum când Maț nu mai este? Suspină ea. Era noaptea târziu, iar Osa, răspusă de durere și de oboseală, a dormit în cele din urmă. Visă că micul Maț deschidea ușor ușa și intra în cameră spunând: trebuie neapărat să-l cauți pe tata. Cum să-l caut dacă habar n-am unde e? Răspunse ea în vis. Nu-ți face griji, replică Maț în felul său vesel. O să trimit pe cineva care să te ajute. În timp ce Osa visa astfel, cineva bătu la ușă. Fata dormea atât de adânc încât nu putea distinge visul de realitate. În drum spre ușă se gândi: trebuie să fie persoana pe care Maț mi-a promis că o trimite. Avea dreptate, fiindcă cel care venise să-i vorbească despre tatăl ei era chiar degețel. Văzând că fata nu se teme de el, spiridușul îi povesti în câteva cuvinte unde se afla tatăl ei și cum putea ajunge la el. În timp ce spiridușul vorbea, Osa începu să se dezmeticească și era trează de-a binelea când el termină ce avea de spus. Se sperie cumplit și închise repede ușa. Citi o mare durere pe chipul spiridușului, dar nu se putu abține să-i trântească ușa în nas, fiindcă se temea de el. Se băgă în pat cât putu de repede și își acoperi ochii cu plapuma. Deși se temea de spiriduș, simțea că el îi voia binele. Într-o dimineață de iulie, ploua îngrozitor în zona lacului. Laponii, care de obicei vara locuiau mai mult în câmp deschis, se băgaseră în corturi și stăteau la taifas în jurul focului la o cafea. Noii coloniști de pe malul de est al lacului munceau din greu să își ridice casele înainte să vină iarna polară. Se minunau că laponii, care locuiau de secole în nordul îndepărtat, nu-și puseseră niciodată problema că, pentru a se apăra de frig sau de furtună, ar fi avut nevoie de ceva mai mult decât niște simple corturi. Pe de altă parte, laponii se minunau cum de noi locuitori se înhămau la atâta muncă inutilă, când, pentru un trai confortabil, nu aveau nevoie de nimic mai mult decât de câțiva reni și un cort. Laponii fixau doar câțiva stâlpi în pământ, îi acopereau cu o prelată și casa era gata. Nu interesau decorațiunile sau mobilierul. Important era să aibă niște crengi de brad pe podea, câteva piei și un lanț atârnat de vârful stâlpilor, de care să agațe un ceaun în care să prepare carnea de ren. În timp ce laponii stăteau de vorbă la o ceașcă de cafea, o barcă venită din Kiruna trase la mal în zona locuințelor lapone. Un lucrător și o tânără de vreo 13-14 ani, care nu era nimeni alta decât Osa, coborâră din barcă. Câinii laponilor se năpustiră asupra lor, lătrând de mama focului. Iar un om al locului scoase capul prin deschizătura cortului să vadă ce se întâmpla. Era bucuros de oaspeți, căci cel care venise era un prieten de al laponilor, un om bun și hazdiu, care le vorbea limba.
Laponul îl invită în cort. Ai picat la țanc, Söderberg, zise el. Cafeaua este pe foc. Nimeni nu muncește pe ploaia asta, așa că intră și spune-ne ce mai este nou. Muncitorul intră și cu multă zarvă și râsete li se găsi câte un loc lui Söderberg și Osei, deși cortul deja era tixit de băștinași. Omul începu de îndată să vorbească cu gazda în graiul lor, iar Osa nu mai înțelegea nicio iotă. Se uita mirată când la vasul de cafea, când la foc și fum, când la pereți și la podea, când la ceștile de cafea, când la costumele multicolore și la uneltele lor sculptate. Toate acestea îi fuseseră necunoscute până atunci. Deodată puse ochii în pământ, simțind că toți cei din cort o priveau. Pe semne că Söderberg le spusese ceva despre ea, căci atât laponii cât și soțiile lor își scoaseră pipele din gură și se holbară la ea cu ochii mari de mirare și respect. Laponii de pe partea ei o bătură ușor pe umăr, dând din cap și spunând în suedeză: "Bravo, bravo!" O laponă umplu ochi, o ceașcă de cafea și o oferi, în timp ce un băiețel cam de vârsta ei se târâ printre cei așezați pe jos și veni aproape de ea. Osa simți că Söderberg le povestea laponilor cum îi făcuse ea o înmormântare dintre cele mai frumoase fratelui ei și cum ajunsese până aici în căutarea tatălui ei. Spiridușul îi spusese că tatăl ei locuia cu laponii din vestul lacului, iar ea îl implorase pe muncitor să o ajute să plece în căutarea lui cu un tren care transporta nisip, căci niciun tren de pasageri nu ajungea așa de departe. Atât muncitorii cât și maestrii făcuseră tot posibilul să o ajute. Un inginer îl trimisese pe Söderberg, care vorbea lapona, să o traverseze lacul. Fata sperase să-și vadă tatăl chiar la sosire și de aceea cercetase cu nerăbdare fiecare chip, dar văzuse doar lapon. Tatăl ei nu era acolo. Observă că laponii și suedezul Söderberg erau din ce în ce mai serioși când vorbeau. Laponii dădeau din cap și își loveau frunțile, de parcă ar fi vorbit despre un om care nu era în toate mințile. Osa deveni atât de neliniștită încât nu mai îndură așteptarea și le întrebă pe Söderberg ce știau laponii despre tatăl ei. Spun că s-a dus la pescuit, răspunse muncitorul. Nu sunt sigur că va reuși să se întoarcă în tabără la noapte, dar unul dintre ei va merge să-l caute imediat ce trece furtuna. Apoi se întoarse către lapon și continuă să discute cu ei, pentru că nu voia să-i dea Osei posibilitatea de a-i pune și alte întrebări despre Jan Esserson. Însuși, Ola Serka, cel mai de seamă dintre laponii din tabără, spuse că avea să-l găsească pe tatăl Osei, dar nu părea grăbit. Stătea ghemuit la ușa cortului, gândindu-se la Jan Esserson și întrebându-se cum era mai bine să-i dea vestea despre sosirea fiicei lui. Era nevoie de diplomație pentru că Jan Esserson să nu se sperie și să fugă. Era un om ciudat, care se temea de copii și se întrista atât de tare la vederea lor, încât nu putea rezista nici măcar o clipă în preajma lor. În timp ce Ola Serka se gândea la o soluție, Osa și Aslak, tânărul lapon, care se uitase lung la ea cu o seară în urmă, stăteau de vorbă pe pământ în fața cortului. Aslak mersese la școală și vorbea limba suedeză. Îi povestea Osei despre viața laponilor, încredințând-o că trăiau mult mai bine decât alții. Osei îi se părea că aveau un trai nefericit, lucru pe care îl împărtăși și băiatului. Nu știi ce spui, îi tăie Aslak vorba. Rămâi cu noi doar o săptămână și vei vedea că suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ.
Dacă aș rămâne aici o săptămână întreagă, m-ar înăbuși tot fumul din cort, îi răspunse Osa. Nu spune asta, protestă băiatul. Nu știi nimic despre noi. O să-ți povestești ceva și ai să înțelegi că, dacă vei sta mai mult cu noi, viața noastră îți va fi mai mult pe plac. Aslak începu să istorisească fetei cum de mult o boală numită buba neagră făcuse ravagii în ținutul lor. Nu era prea sigur dacă boala măturase ținutul adevăratei Laponii, unde se aflau ei acum, însă în Jatland făcuse atâta prăpăd încât, dintre Laponii care locuiau în păduri și în munți, nu mai rămăsese nimeni în afară de un băiat de 15 ani, iar dintre suedezii care locuiau în văi, nu mai rămăsese decât o fată tot de 15 ani. Toată iarna, băiatul și fata pribegiseră fiecare prin ținutul pustiu în căutarea oamenilor. În cele din urmă, către primăvară, cei doi se întâlniră. Fata suedeză îl imploră pe băiatul Lapon să o însoțească spre sud, unde spera să găsească oameni din același neam cu ea. Nu voia să mai rămână mult în Jämtland, unde erau doar gospodării părăsite. La iarnă o să te duc unde vrei, îi spuse băiatul. Acum e primăvară, iar renii mei merg spre vest, sus în munți. Tu știi că noi, cei din neamul Laponilor, trebuie să mergem încotro ne duc renii noștri. Fata suedeză era copila unor părinți înstăriți. Fusese deprinsă să trăiască în casă cu acoperiș, să doarmă în pat și să mănânce la masă. Îi disprețuise întotdeauna pe vieții oameni de la munte și credea că cei care locuiau sub cerul liber erau cei mai năpăstuiți. Totuși se temea să se întoarcă acasă unde toată lumea murise. Măcar ia-mă cu tine la munte, îi spuse ea băiatului, ca să nu fii obligată să bântui singură pe aici și să nu mai aud niciodată glasul omenesc. Băiatul încuvință bucuros și astfel fata îl însoți. Turma de reni tânjea după pășunea grasă de la munte și străbătea în fiecare zi distanțe mari ca să se hrănească cu mușchi. Nu era vreme de ridicat corturi. Copiii se așezau pe zăpadă și dormeau în timp ce renii se opreau să pască. Fata se văita că era atât de obosită încât trebuia să se întoarcă în vale. Cu toate acestea, îl urmă pe băiat de teamă să nu rămână singură, fără un suflet de om lângă ea. Când ajunseră pe culmile muntoase, băiatul îi ridică fetei un cord pe un delușor frumos înclinat către un pârâu de munte. Seara, băiatul priponi renii și, mulgându-le laptele, îi dădu fetei să bea. Apoi scoase pastramă și brânză de ren din proviziile pe care le păstraseră ai lui pe munte când fuseseră acolo cu o vară în urmă. Fata însă bombănea tot timpul și nu era chip să o mulțumească. Nu voia să mănânce pastramă și brânză de ren și nici nu se gândea să bea lapte de ren. Nu se putea obișnui să stea ghemuită în cort sau să doarmă pe pământ, doar cu o piele de ren și câteva crengi de molid, drept așternut. De fiecare dată fiul munților râdea de văicărelile ei, dar continua să se poarte frumos cu ea. După câteva zile, fata se apropie de băiat, în timp ce acesta mulgea laptele ciutelor de reni și îl rugă să o lase să-l ajute. Apoi ea se îngriji să aprindă focul sub oala în care urma să fie gătită carnea de ren, apoi să aducă apă și să facă brânză. Timpul trecea acum mai plăcut, vremea era mai blândă, hrana mai ușor de găsit, se duceau împreună să întindă capcane pentru vânătoare, pescuiau păstrăvi din râuri de munte și culegeau fructe de pădure. La sfârșitul verii, cei doi începură să coboare de pe munte până când ajunseră la hotarul dintre pădurile de conifere și cele de foioase.
Aici își înălțară cortul. Munceau din greu zi de zi, dar o duceau mai bine, căci datorită vânatului aveau mai multă hrană decât vara. Când veni zăpada și lacurile începură să înghețe, cei doi se mutară mai spre răsărit către pădurile dese de brad. Imediat ce așezară cortul, începură treburile de iarnă. Băiatul o învăță pe fată să facă împletituri din tendoane de ren, să tăbăcească piei, să facă haine și încălțăminte din piele, piepteni și alte unelte din coarne de ren, să meargă pe schiu și să conducă o sanie trasă de ren. După ce trecură cu bine de iarna întunecoasă, iar soarele lumina întreaga zi și cea mai mare parte din noapte, băiatul îi spuse fetei că avea de gând să vină cu ea spre sud, ca să-i cunoască neamul. Fata îl privi atunci cu mare uimire. De ce vrei să mă duci de aici? Îl întrebă ea. Simți nevoia să stai singur cu renii tăi? Credeam că vrei să pleci, spuse băiatul. Duc viață de lapon, de aproape un an, răspunse fata. Nu mă pot întoarce la ai mei să trăiesc închisă după ce am cutreierat liberă prin munți și prin păduri. Nu mă alunga. Lasă-mă să stau aici. Felul vostru de viață e mai bun decât al nostru. Astfel, fata rămase cu băiatul toată viața și niciodată nu i-a mai fost dor de văile ei. Iar tu, Osa, dacă ai rămâne aici doar o lună de zile, nu te-ai mai putea despărți de noi. Cu aceste cuvinte, Aslak, băiatul Lapon, își încheie povestea. În aceeași clipă, tatăl său, Ola Serca, își scoase pipa din gură și se ridică. Bătrânul Ola înțelegea limba suedeză mai bine decât credeau alții și înțelesese ce spunea fiul său. Ascultându-l, îi veni o idee și găsi soluția despre cum trebuia să rezolve problema delicată a înștiințării lui Jan Esserson că fiica sa venise să-l caute. Ola Serca coborâ până jos la lac și merse o bucată bună de drum pe malul acestuia până când întâlni un om care stătea pe un bolovan și pescuia. Pescarul era cărunt și gârbovit, avea ochii obosiți, și în toată făptura lui se vedeau lipsa de interes față de lumea din jur și un soi de resemnare. Arăta ca un om care încercase să ducă în spate o povară mult prea grea pentru el, ori să descurce o problemă prea dificilă și se simțea înfrânt și dezamăgit pentru că nu reușise. Ai avut ceva noroc la pescuit, Jan? De vreme ce ai stat toată noaptea, zise Laponul apropiindu-se. Pescarul tresări și ridică privirea spre el. Momeala din undiță dispăruse, iar lângă el nu era nici urmă de pește. Se grăbi să înfigă altă momeală în cârlig și aruncă undița. Între timp, Laponul se trântise pe iarbă lângă el. Voiam să vorbesc ceva cu tine, zise Ola. După cum știi, aveam o fetiță care a murit iarna trecută și toți cei din cort i-am simțit lipsa. Da, știu, răspunse pescarul scurt, întunecându-se la față ca și când i-ar fi displăcut să-i se amintească de un copil care nu mai era în viață. Omul nu trebuie să-și irosească viața suferind, spuse Laponul. Așa e, încuvință pescarul. Acum mă gândesc să adopt un alt copil. Nu crezi că ar fi o idee bună? Păi depinde ce fel de copil, Ola. Să-ți spun ce știu despre o fată, zise Laponul. Și povesti pescarului cum doi copii ciudați, un băiat și o fată, merseseră la Malmbergăt în căutarea tatălui lor. Pentru că acesta era plecat, rămăseseră acolo să-l aștepte.
În vreme ce încerca să dea de el, băiatul căzuse într-un puț de mină, șubrezit de o explozie și murise. Ola descrise apoi foarte frumos cât de curajoasă fusese fetița și cum câștigase admirația și compasiunea tuturor, fiindcă dorise cu orice preț să îndeplinească ultima dorință a fratelui ei și să-și găsească tatăl. Aceasta este fata pe care vrei să o aduci în cortul tău? Întrebă pescarul. Da, răspunse Laponul. Când am auzit povestea aceasta, am fost cu toții înduioșați și ne-am zis că o soră atât de bună sigur o să fie și o fică pe măsură și am sperat că va veni la noi. Pescarul rămase tăcut câteva clipe gândindu-se. Era limpede că vorbea doar ca să-i facă pe plac prietenului său, Laponul. Fata este din neamul vostru, nu-i așa? Nu, răspuse Ola, nu-i din neamul nostru. O fi fata a vreunui colonist, deprinsă cu viața de aici? Nu, este chiar din sud, răspunse Ola ca și cum nu era important. Pescarul devenea tot mai curios. Atunci nu cred că poți să o iei, spuse el. Mă îndoiesc că ar rezista iarna într-un cort. O să aibă părinți și frați buni în cort, stărui Ola Serca. Este mai rău să fii singur decât să înghezi de frig. Pescarul părea din ce în ce mai hotărât să zădărnicească planurile de adopție ale Laponului, împotrivindu-se ideii ca un copil cu părinți suedezi să fie luat în grijă de Lapon. Parcă zicea adineori că tatăl fetei lucra în mină. A murit, răspunse Laponul scurt. E sigur de asta, Ola? Ce rost are să despicăm firul în patru? Crezi că fata și fratele ei plecau în pribegie dacă tatăl lor trăia? Ce rost avea să-și poarte singur de grijă cei doi copii dacă avea un tată? Fata crede că el mai este în viață, dar eu sunt sigur că a murit. Omul se întoarse spre Ola și îl privi cu ochii obosiți. Cum o cheamă pe fată? Întrebă el. Laponul se gândi câteva clipe, după care răspunse. Nu mi-aduc aminte, trebuie să o întreb. Este deja aici? Se mira pescarul. Da, e jos în tabără. Cum, Ola? Deja ai adus-o la tine fără să știi părerea tatălui ei? Ce-mi pasă mie de tatăl ei? Dacă n-a murit, probabil că e genul de om căruia nu-i pasă de copilul lui. Să fie bucuros că-i poartă altul de grijă. Pescarul aruncă undița și se ridică în picioare cu o energie care prevestea începutul unei noi vieți. Mă îndoiesc că tatăl fetei poate fi ca toți oamenii, adăugă Laponul. Aș zice chiar că e un om bântuit de gândul sumbre și de aceea nu poate munci. Ce fel de tată ar fi un asemenea om pentru fata lui? În timp ce Ola continua să vorbească, pescarul porni la deal pe malul apei. Unde te duci? Întrebă Laponul. Să-ți văd fiica adoptivă, Ola. Bine, zise Laponul. Hai cu mine să o cunoști. Cred că o să spui că-mi va fi o fiică bună. Suedezul mergea atât de repede încât Laponul abia se putea ține după el. După un moment, Ola îi spuse însoțitorului lui. Acum îmi amintesc că pe fata pe care vreau să o înfiez o cheamă Osa. Celălalt nu spuse nimic, ci continuă să iuțească pasul, iar bătrânul Ola, Serca, era atât de mulțumit încât îi venea să râdă în hohote. Când deja se vedeau corturile, bătrânul zise. Fata a venit la noi ca să-și găsească tatăl, nu ca să devină fiica mea adoptivă. Da, dacă nu-l găsește, o voi primi bucuros în cortul meu. Pescarul grăbi și mai mult pasul. Trebuia să-mi imaginez că o să se sperie când o să-l ameninț că-i aduc fata în locuințele noastre Lapone.
zise Ola, zâmbind în sinea lui. La întoarcere, omul de la Kiruna, care o dusese pe Osa la tabăra laponilor, avea lângă el două ființe, care stăteau lipite una de alta, la capătul bărcii, ținându-se de mână, ca și când nu voiau să se mai despartă vreodată. Erau Jan Esserson și fica lui. Niciunul nu mai semăna cu cel care fusese cu câteva ceasuri mai înainte. Tatăl părea mai puțin cocoșat și ostenit, iar privirea lui era limpede și caldă, ca și când ar fi aflat în sfârșit răspunsul la ceva ce îl frământase atâta amar de vreme. La rândul ei, Osa, păzitoarea de gâște, nu mai privea în jur, neliniștită, fiindcă acum găsise pe cineva care ținea la ea și o făcea să se simtă din nou copilă. Degețel stătea pe spinarea găscanului și străbătea văzduhul printre nori. Vreo 30 de gâște sălbatice zburau cu repeziciune spre sud în ordinea obișnuită. Se auzeau foșnetul penelor și o mulțime de aripi care băteau aerul la oaltă cu atâta zgomot, încât cu greu îți mai auzeai propriul glas. Aca din Chernăcaj zbura în fruntea cârdului, iar în urma ei veneau Icșii și Cacșii, Colme și Nelia, Vizii și Cuzii, Gâscanul, Martin și Danfin. Cei șase bobogi care însoțiseră cârdul cu o toamnă în urmă erau deja plecați, purtându-și singuri de grijă. În locul lor, gâștele bătrâne duceau cu ele alți 22 de boboci, care crescuseră undeva în vale, în acea vară. 11 zburau în dreapta și 11 în stânga, străduindu-se să păstreze distanțe egale între ei, la fel ca gâștele cele mari. Bieții boboci nu călătoriseră atât de mult până atunci, așa că la început le veni greu să zboare la fel de repede precum gâștele mari. Aca din Chernăcaj! Aca din Chernăcaj! Strigau ei cu glas tânguitor. Ce s-a întâmplat? Întrebă aspru conducătoarea stolului. Aripile noastre au obosit de atâta zbor. Aripile noastre au obosit de atâta zbor, se văicăreau bobocii. Cu cât le țineți mai mult în aer, cu atât vor purta mai repede, le răspunse conducătoarea fără să încetinească zborul. Și avea destulă dreptate, pentru că după încă două ceasuri de zbor, bobocii nu se mai plânseră de oboseală. Când erau mai mici, acolo, în valea din munți, bobocii obișnuiau să mănânce toată ziua, așa că în scurt timp începu să le fie foame. Aca, aca, aca din Chernăcaj, strigau bobocii cât îi țineau puterile. Acum ce s-a mai întâmplat? Întrebă conducătoarea stolului. Suntem atât de înfometați încât nu mai putem zbura. Scânceau bobocii, suntem atât de înfometați, încât nu mai putem zbura. Gâștele sălbatice trebuie să învețe să se hrănească cu aer și să bea vânt, le răspunse conducătoarea gâștelor, continuând să zboare. Parcă într-adevăr se hrăneau cu aer și cu vânt tinerii boboci, căci, după ce mai zburară încă un pic, nu se mai plânse niciunul de foame. Stolul de gâște sălbatice se afla încă deasupra regiunilor muntoase, iar cele bătrâne strigau tare, cum se numeau toate piscurile peste care treceau, pentru ca bobocii să le poată învăța. După ce strigară, o bucată de vreme. Aceasta este Porzotioco, aceasta este Salitelma și așa mai departe, bobocii își pierdură iarăși răbdarea. Aca, aca, strigară ei cu un glas care îți frângea inima. Ce s-a întâmplat? Întrebă din nou conducătoarea cârdului. Nu mai putem ține minte toate denumirile astea îngrozitoare, țipară bobocii. Cu cât băgați mai multe la cap, cu atât o să le țineți mai bine minte,
Răspunse conducătoarea stolului și continuă să enumere numele acelea ciudate. Băiatul se gândi că de acum ar fi trebuit să se îndrepte spre sud, fiindcă pe aici căzuse atât de multă zăpadă, încât pământul era alb cât se vedea cu ochii. În ultima vreme, călătoria fusese mai degrabă neplăcută. Ploaia și ceața se ținuseră în lanț, fără pic de răgaz, și chiar dacă se mai însenina, din când în când, gerul se întorcea numai decât. Fructele de pădure și ciupercile cu care băiatul se hrănise pe timpul verii erau acum degerate sau putrezite, așa că, în cele din urmă, fusese nevoit să mănânce pește crud, ceea ce nu-i plăcea deloc. Zilele se scurtaseră, iar serile lungi și diminețile în care se lumina târziu erau mai degrabă istovitoare pentru cineva care nu putea adormi imediat ce apunea soarele. Bobocilor le crescură în sfârșit aripile, așa că acum gâștele puteau porni spre sud. Băiatul era atât de fericit încât râdea și cânta pe spinarea gâscanului. Aștepta cu nerăbdare să scape din Laponia, nu numai din cauza întunericului și a frigului de aici, ci și din alte motive. În primele săptămâni ale șederii sale acolo, băiatului nu îi fusese niciun pic dor de casă. Nu mai fusese vreodată într-un ținut atât de spectaculos, iar singura lui neplăcere era că trebuia să țină țânțarii departe ca să nu-l mănânce cu totul. Pe gâscan nu prea-l văzuse, fiindcă acesta se gândea doar la Dan, fiind a lui, și nu se dezlipea nicio clipă de ea. În schimb, degețel stătuse pe lângă Aca și vulturul Gorgo, alături de care petrecuse multe momente plăcute. Cele două păsări îl luaseră cu ele în călătorii lungi și astfel băiatul stătuse pe culmea înzăpezită a muntelui Chepnăcaș, de unde privise ghețarii și vizitase multe stânci înalte unde rare ori umblase picior de om. Aca îi arătase văi ascunse între munți și lăsase să-și arunce privirea prin peșterile unde lupoicele își creșteau puii. De asemenea, făcuse cunoștință cu renii care pășteau în turme pe malurile minunatului lac Torn, fusese și jos la marile cascade, unde transmisese salutări urșilor. Încă de când o văzuse pe Osa, băiatul aștepta cu nerăbdare ziua, când putea să se întoarcă acasă cu gâscanul Martin și să fie iarăși un om obișnuit. Voia să fie din nou el însuși, pentru ca Osa să aibă curaj să stea de vorbă cu el și să nu-i mai trântească ușa în nas. Da, într-adevăr, era fericit că în sfârșit mergeau spre sud. Își flutură fesul în vânt și începuse să strige ura, ura, când zări cea din tâi pădure de conifere. Tot așa salută și prima colibă cenușie, prima capră, prima pisică și primul pui de găină. În drumul lor întâlneau păsări călătoare care zburau în stoluri mult mai mari decât primăvara. Încotro mergeți, gâștelor sălbatice, strigară păsările călătoare, încotro mergeți. Ca și voi, mergem în țări străine, răspunseră gâștele. Dar bobocii voștri nu sunt pregătiți de zbor, strigară celelalte păsări. Nu vor putea traversa niciodată marea cu aripile lor plăpânde. Laponii și renii plecau și ei de la munte. Când gâștele zăriră renii, se învârtiră în jurul lor, apoi se lăsară în jos și le strigară. Mulțumim că ne-ați însoțit vara aceasta! Drum bun și fiți binevenite înapoi, le răspunseră renii. Când zăreau stolul de gâște călătoare, urșii le arătau ursuleților și le spuneau mormăind. Ia uitați-vă la gâștele astea, le-i așa de frică de puțin frig, încât nu au curaj să stea acasă iarna. Dar gâștele cele bătrâne aveau răspunsul gata pregătit și le strigară bobocilor lor.
Ia uitați-vă la fiarele astea care sunt mai bucuroase să stea acasă și să doarmă jumătate de an decât să-și dea o steneală să se ducă spre sud. Jos, în pădurea de conifere, puii găinușei de munte stăteau îngrămădiți unul într-altul și se uitau lung și trist după stolurile mari de păsări care plecau spre sud cu mare veselie. Când va veni și rândul nostru? O întrebare ei pe mama lor. Niciodată, fiindcă voi trebuie să stați acasă cu părinții voștri, le răspunse ea. Când ajunseră deasupra provinciei Jämtland, era așa o ceață că nu se mai vedea nimic în jur. Timp de 3 zile călătoriră prin negură și ploaie, iar băiatul început să tânjească după un adăpost cât de mic, unde să se poată odihni o bucată de vreme. În cele din urmă, gâștele făcură un popas să se hrănească și să-și odihnească puțin aripile ostenite. Spre marea lui ușurare, băiatul văzu un turn de observație pe un deal din apropiere și îl rugă pe Martin să-l ducă până acolo. Când ajunse în vârful turnului, văzu acolo un grup de turiști, așa că se ghemui rapid într-un colțișor întunecos unde a dormit buștean în doar câteva clipe. Când se trezi din somn, începu să se neliniștească din pricina turiștilor care zăboveau prea mult în turn, spunând povești. Parcă nu mai aveau de gând să plece din foișor vreodată. Gâscanul Martin nu putea să vină după el câtă vreme se aflau oamenii acolo și astfel întârzia plecarea gâștelor sălbatice care se grăbeau să-și continue călătoria. Dacă tot nu putea pleca nicăieri, Nils început să tragă cu urechea la ce vorbeau turiștii din preajma lui. O tânără îl rugă pe unul dintre prietenii ei să povestească o legendă despre Jämtland, iar acesta, după ce se codi puțin, începu să le spună povestea. Pe vremuri, în provincia Jämtland, trăia un urș bătrân, un uriaș bătrân, care își ducea viața pe un munte, alături de soția lui și de câțiva cai. Într-o zi, pe când își țesăla bidivii, băgă de seamă că aceștia erau foarte agitați și începură să tremure de spaimă. Ce s-a întâmplat? E vreun lup sau vreun urs prin preajmă? Întrebă uriașul și privi spre drum. Când văzu că se apropie un drumeț voinic, începu să tremure de spaimă ca și caii și dădu fuga în casă. De ce ești așa de speriat? Îl întrebă soția lui. Cum să nu fiu, când pe poteca dinspre casa noastră urcă Thor, zeul războiului în persoană? Ce să mă fac? Ce să mă fac? Se dădea de ceasul morții uriașul, văzând că musafirul cel nedorit intrase deja în ograda lui. Lasă-mă pe mine să-l primesc, se oferi soția. O să-l dezvăț eu de obiceiul de a veni nepoftit în casa noastră. Zi și făcut, uriașul se ascunse într-una dintre camere, iar soția lui rămase să-l întâmpine pe Thor, prefăcându-se că toarce liniștită. Pe vremea aceea, Jämtlandul nu arăta la fel ca zilele noastre, ci părea un întins lanț de culmi, pleșuve și neprimitoare. Nu erau nici ogoare, nici păduri, nici râuri, ci numai și numai munți locuiți de uriași, asemeni celui din legendă. Din cauza acestora, oamenii se temeau să se stabilească în provincie și, de aceea, zeii erau mânioși pe ei. Thor voia să vadă de ce uriașul cel bătrân răspândește numai frig, negură și pustiu în jurul său, în loc să-i lase pe oameni să transforme pământul acela sterb în ogoare mănoase. Când a intrat în casă, zeul nu s-a oprit la ușă ca orice oaspete, ci s-a îndreptat spre lavița unde stătea soția uriașului. I se părea că odaia este atât de mare încât obosi înainte de a ajunge în capătul celălalt și se văzu nevoit să se sprijine în toiag spre mulțumirea gazdei
care începu să râdă de el. Cu toate că era mânios, nu dorea să se ia la harță cu o femeie, așa că se prezentă politicos.